Oameni buni, dați să vorbim despre ai noștri copilași, pe care noi îi socotim de cei mai super îngerași. Cât n-ar și ei de lenoși, vânduratiși și nebuni, pentru noi cei mai frumoși, pentru noi cei mai buni. Dacă așa, Doamne Dumnezeule, și este, cât de paraziți n-ar și copiii tăi, cei mai cuminți, cei mai frumoși, cei mai harnici și mai ghidușni erați ghidușni. Și dacă te mai duci, Doamne, la hram, la neamuri, și așa îți povestesc, ia ca copchilul meu, învață numai pe zeci. Dar tu cam cum să șezi așa stași? Dar copchilul meu învață pe șezi. Mai clar că din cinci din șase nu iese. Și apoi în șeichi deasupra încă, o mai da bivești. Tu să vezi și copchil harnic am. Nu de voi nici vaca să o mulg, nici lemn, nici stai, nici să fac mâncare. Știți, mama, acolo, că eu singur fac, mamă, că eu alghina alghinuților, cum s-ar spune. Măcar așa, dar chiar nu-i drept. Numai că facem cu toți o greșeală. Des uităm să-i educăm. Lăsăm educația pe școală și noi în alte țări plecăm. Dar și acasă, chiar fiind, de vorbă cu ei nu prestăm și apoi prindem ori fumând, ori țapi în beț, îi admirăm. Așa, Doamne Dumnezeule, și este. Ne ducem toți prin țări străini, zicând că, Doamne, ne alungă sărăcia, ne alungă timpurile, ne alungă tot și lăsăm copiii și ea pe mâna mâșilor și a tâșilor și școala să-i educi, cum s-ar spune. Numai că noi uităm, Doamne, toți un lucru. Dar mama și ea, tata tău, dar n-au puterea și ea să-i educi nepoții, să-i educă. Când am și el să mânca și el săraca cârții și el la orice încheitură și pe 20 de pași gâfâie, așa ia. Ori dacă Doamne Dumnezeu mai o leacă bolnăjoară, îmi poți mai leșni? Dar mă, e săraca, trebuie să aibă cineva grijă dânsa, dar nu e încă de copchii tăi. Hai că dacă sunt mai mărișori încă, dar și atunci, Doamne, că el nu mai ascult pe mâcța, el s-a luat pachet de țigări în buzunar și s-a dus la fete. N-ați mai așa de el să-i taie lui mâcța lemne. Ori la școală. Dar învățătorii și ea, Doamne Dumnezeu, iau și ei un sac de probleme pe capul lor, și dacă îi văd că au învățat tabla mulțării în două luni, sărac copii, el a putea mă-și fac cruci și cucioarele. Așa și este, Doamne Dumnezeule, că am oia cum copiii toți așa ia, că îl trimit învățător și în naș, în uhu și în mu, apoi învățătorii și-au dat cu putuți vâri ceva în copilul și el în cap măcar despre geografie, matematică, istorie. Da, mă, el s-o coate fericit, îmi pare că. Și așa mă, îmi pare că mă închipui că toate profesoarele, Doamne, sunt mai pleșcați ca mine. Toate îmi lucru paric. Dacă poți să ieși din minți, Doamne, cu copiii ieri din ziua de azi. Și am să o spun că am dreptate. Că noi în loc să-i educăm, fiind mulți în străinătate, numai banilor le dăm. Și apă boșim, Doamne, cu toții. Că în loc de omenie, mulți din ei ca idioții, în cap au numai bogății. Dacă așa, Doamne Dumnezeule, asta e greșeala la toți paștii părinții. Toți crezi dacă ați trimat bani copiii lor și cei mai buni, cei mai educați și cei mai ghidușni. Că dacă tu nu ai avut, Doamne, telefonul și ăla, ori notebook și ăla, măcar să-i fac copilului, lasă-i deu. Și dacă așa le dăm și notebook-uri și iPhone și le povestim, le îndeplinim toate cerințele lor. Dar uităm, Doamne, să le lămurim la copiii ăștia, că dacă ai cerințe trebuie să ai și obligațiuni. Ți-am dat, trebuie să înveți, trebuie să stimezi pe mâcta, pe mine, pe tată, pe toți. Oamenii, zi bună ziua, să învățăm omenii, nu știu, Doamne Dumnezeu. Dar așa ei ne au, au părinții, i-am în vreme de azi, iau de bancomate. Și dacă s-au mântuit banii, părinții vin de acasă, păi am nici timp, n-au, dar și trebuie nici de la mama, dar tata, dacă nu poți să-mi dai nici ca picat. Și n-au nici timp, nici respect, nici de mamă, nici de tată, că tu, crezând că e corect, cu bani doar l-ai scaldat, ca tată. Altceva nu e nică, numai banii date și gata. Și noi în loc să învățăm copiii și ea să fac ceva, să, cu mâna lor, să facă banul și ăla, noi îl dăm. Și n-au stimă față de bani. Ei nu mă vor, dă-i în țară, nu mă interesează. Ne trimesc banamul, dă-i și mai departe. Și apoi creștem în loc de garofiță și ghioșei, cresc niște curnuți de ești mășcați și plini de fățărie, de mândrie și nu știu încă, Doamne, de și.
Și îmblă așa cu niște capuri pe sus, când mi-au făcut un pain ridicat de jos pentru Xiaomi, pentru mașina și aia, pentru apartament și ăla, pentru haine și ăla, pentru mobilul și el de 20 ceva de mii. E că așa mai oameni buni am aici în zilele de azi. Așa că oameni buni, iubiți-vă copiii, xa voștri și cumpărați-le de toate dacă aveți bani și aveți posibilități. Dar și educați-i, creați niște oameni gospodari, cu omenie, buni la suflet și înțelegători. Și asta mai oameni buni pe azi.